Bună ziua, azi la Vama Vremii, un subiect extrem de important. Am și titrat Dacia încotro și normal că invitatul este pe măsura titlului. E vorba de Anca Oreviceanu, director de comunicare Dacia Group Renault, Dacia România, da? Da. Bună ziua și bine v-am găsit. Da, și eu vă zic chiar în plus bine că ați venit. Bun, pentru cei care sunt familiarizați cu ediție la Vama Vremii, trebuie să recunosc, pentru prima dată am introdus niște fotoli, stăteam pe niște scaune, așa foarte simple și mulți mă criticau, dar am zis, azi sparg gheața pentru acest invitat cu alte scaune. Vă mulțumesc și onoare că ați făcut această schimbare pentru mine. Bun. Și sper să vă fie și dumneavoastră mai comodă. Hai să dăm drumul la treabă. Deci ce e cu Dacia? Director de comunicare în persoană. Apropo că se utilizează, vedeți, în România, este luată în derâdere sintagma, funcția purtător de cuvânt. Nu se înțelege, nu se știe ce înseamnă. Directorul de comunicare face și asta. Deci când spune un director de comunicare ceva, reprezintă de cele mai multe ori un punct oficial al uzinei. Așa este. Așa că vă ascult să vedem cu ce veniți, cu ce ne întâmpiți, cu ce vreți să ne salutați din prima. Să vă salut din prima cu faptul că Dacia este, așa cum știți, principalul motor al industriei din Argeș, unul din principalele motoare ale industriei din România. Și mă bucur că fac parte din această mare echipă a Dacia și cu atât mai mult că am posibilitatea de a coordona comunicarea externă și de a face astfel încât să încercăm să comunicăm în extern, cum se spune în Renault, one voice, adică pe o singură voce. Apropo de comunicare și externă, hai să vedem, să aducem aminte celor care ori au uitat sau alții n-au știut sau, mă rog, nu sunt foarte informați la zi, strict în date, în cifre, ce înseamnă Dacia, spuneați, județul Argeș, la nivel de România. Locuri de muncă, cifre de afacere, pondere în PIB-ul României și așa mai departe. În primul rând, ca număr de oameni, știm că Dacia este unul din principalii angajatori din România, al patrulea, dacă nu mă înșel, cu peste 14.000 de angajați care lucrează pe platformă, deci un număr semnificativ de oameni care vin în fiecare zi aici pe platforma de la Dacia. Peste 6.000 dintre ei, 6.300 dacă nu mă înșel, sunt chiar din Mioveni, deci care, dintre cei care ne privesc acum, care sunt strict legați de orașul Mioveni. Nu, noi suntem, iertați-mă, studioul se află în Mioveni, televiziunea se adresează întregului județ. Știu. Și e privită. Știu că e privită, mă rog. chiar am avut retururi de la oameni. Așa. Înseamnă, deci, 14.000 de locuri de muncă, înseamnă pe orizontală peste 150.000 de locuri de muncă la cei aproximativ 1.000 de furnizori pe care îi avem în România, deci înseamnă o pondere extrem de importantă în economia românească. Dacia înseamnă cam 3% din produsul intern brut al țării, ceea ce este foarte mult, înseamnă cam 8% din exporturile țării, ceea ce iarăși este foarte mult, este primul exportator al țării, iar și este compania care a avut în 2013 cea mai mare cifră de afaceri din România. Care nu înseamnă, cum mai confundă unii, profit. Cifra de afaceri este una, adică... Iar profitul este cu totul altceva, într-adevăr. Deci, în cifre, suntem una dintre cele mai mari companii ale țării, din toate punctele de vedere. Uneori suntem prima după anumite cifre, după alte cifre suntem a doua, a treia, depinde dacă judecăm numai companiile de stat, dacă judecăm și companiile private și diversele cifre pe care le putem avea. În cifre de producție, anul trecut Dacia a produs aproape 339.000 de mașini, dintre care aproape 93% au mers la export, ceea ce este și bine, este și mai puțin bine. 93%? Aproape. Doar atât? Deci a rămas pentru intern doar 7% s-au vândut anul trecut? Da. Așa de drastic a scăzut vânzarea la intern? După cum știți, piața auto în ultimii 6 ani
a suferit o scădere drastică. E adevărat că anul trecut și-a revenit un pic, dar încă rămâne la un nivel foarte, foarte jos. Și asta poate să fie bine pentru noi, faptul că exportăm foarte mult, pentru că asta aduce bani în țară. Pe de altă parte, orice companie, orice fabrică are nevoie de o bază importantă pe piața unde produce. Exportul introduce automat în ecuație pentru un producător care, bineînțeles, că vorbește în primul rând profitul și infrastructura, costurile pe care le are pe infrastructura de care dispune. De-aia caută tot să fie cât mai aproape de piață. Orice. Exact. Și atunci, în situația asta, unde se plasează Dacia la ora actuală? Noi, în primul rând, facem eforturi împreună, evident, și cu autoritățile și împreună cu toată lumea să creștem piața internă, pentru că potențial există. Ca dovadă, în 2008, piața de mașini noi în România era undeva la 340.000 de mașini, în timb ce acum 2 ani scăzuse la un nivel minim de sub 80.000 de mașini, iar anul trecut a avut o ușoară creștere de 20%, dar încă rămâne la un nivel foarte, foarte scăzut. Anul ăsta se vede din nou o ușoară creștere și noi sperăm ca piața auto să-și revină și Dacia să producă din nou destul de mult pentru piața românească, pentru că asta e fundamental. Da. Trebuie să luăm aminte o cădere de cerere a pieții, că asta cred că n-a mai fost odată în România. Chiar nu numai în România, au fost foarte multe piețe externe care au fost zic raportat afectate. Dacă ne raportăm la ce am avut pe piață, deci în România până acum. Da. Bun. Criza a afectat foarte mult, nu numai piața românească, a afectat și piața din Italia, de exemplu, și piața din Grecia a fost foarte mult afectată. Depinde foarte mult de puterea de cumpărare a oamenilor de pe piața respectivă. Depinde și de marketing? Într-o oarecare măsură depinde și de marketing. Ca să nu dăm vina numai pe piață. Nu, pentru că produsul, eu cred că nu prea are vină dacă el ar fi cunoscut cum se cuvine. Acum depinde, sunt investiții importante. E adevărat, atunci când intri pe o piață nouă, cum s-a întâmplat, de exemplu, anul acesta, Dacia a intrat pe piața din Israel, anul trecut a intrat pe piața din Marea Britanie. Evident că pe piețele unde intri ca o marcă nouă și nu ești cunoscut, efortul de marketing trebuie să fie foarte mare, investiția în promovare trebuie să fie foarte mare, pe când în alte țări unde Dacia e deja cunoscută de câțiva ani, lucrurile merg un pic mai ușor. Da. E bine că vorbiți despre export, înseamnă că piața încă există. Ca să existe export, mai întâi trebuie să fie produsul și ca să existe produsul avem nevoie de oameni. Ați vorbit de o cifră importantă de salariați, da? Sunt familii în spate care beneficiază de această sursă de venit. De curând ați organizat un eveniment pentru salariați și v-ați referit direct la femei. Un lucru foarte important în această primăvară, în contextul deci sărbătorii femeii de primăvară, puțin mai târziu de 8 martie, dar oricum destul de apropiat. Și ați primit acolo, a fost o gală. O gală a femeilor. De succes, le-a zis. Exact, gala femeilor de succes, nu numai din Dacia, ci din întregul grup în România, deci din toate entitățile pe care noi le avem în România. Este un eveniment anual pe care îl facem de 3 ani, pe care îl fac colegii noștri care se ocupă de subiectul diversitate, care este o axă importantă la nivelul grupului Renault. De ce femeile în industria auto? Pentru că industria auto în general e un domeniu mai masculin, să zicem. Deși noi în România stăm bine. La nivelul industriei auto, la nivel mondial, cam 18% din angajați sunt femei. Noi în România avem 32% femei, deci ceva mai mult decât media industriei și ceva mai mult decât media grupului Renault. Pe de altă parte, și noi mai avem progrese de făcut, pentru că nu avem încă suficient de multe femei manager, nu avem suficiente femei în poziții cheie și de aceea se fac eforturi în a promova femeile și a le oferi
acces în mod egal, evident, nu vrem să cădem în partea cealaltă să discriminăm bărbații, dar să le oferim acces în mod egal la posturi și mai ales la posturi de conducere. Nu este așa un lucru făcut pentru că ne place nouă să încurajăm femeile, ci pentru că s-a dovedit prin studii, nu făcute în România, ci studii la nivel mondial, că echipele mixte, adică unde există un jumătate-jumătate femei-bărbați, sunt mai eficiente, sunt mai creative, de asemenea comunicarea e puțin mai ușoară, pentru că productivitatea e mai mare. Și pentru că, să zicem, partea de dialog social e un pic mai ușoară. Pentru că femeile au o inclinație nativă mai mare spre dialog. Nu e o regulă generală, dar... Da, sunt mai precise, mai riguroase și din materialul pe care îl avem pregătit și o să-l rulăm, destul de pe scurt, din tot ce s-a întâmplat la evenimentul desfășurat de curând, pe final, într-un dialog un director și cu o premiată de-a lui, de acolo au reținut un dialog extrem de natural, de acum previn și deosebit, că femeile mai sunt și incisive și își pun punctul de vedere cu tărie. O remarcă făcută chiar de directorul respectiv, care îi făcea laudat și o doamnei care a primit acel premiu de excelență. Pe de altă parte, de exemplu, în gala aceasta am premiat femei de la toate nivelurile, și femei manager, dar și femei operator. Și chiar am avut o colegă pe care ați văzut-o, pentru că, din câte știu, ați fost acolo, care a fost prima femeie care a avut autorizație de conducerea unui stivuitor. Ceea ce este, din punctul meu de vedere, o mare realizare. Da, probabil că a contat faptul ăsta că a fost prima femeie care a obținut această autorizație. Eu, sincer să fiu, mă așteptam și sunt sigur că data viitoare voi vedea pe scenă și un operator, o doamnă, o femeie, mă rog, din caroserie. Am văzut foarte multe femei acolo trăgând de crește ea foarte grei, o muncă serioasă. Și iată unde femeile sunt foarte prezente. Bun, haideți să vedem, e foarte interesant, stimați telespectatori, în reportajul care, un reportaj, în selecțiul pe care le-am făcut, îl vom vedea pe directorul general Nicola Mor adresând un mesaj, nu am luat chiar tot mesajul, în limba română, femeilor și, mă rog, imagini de acolo, să vedem despre ce a fost vorba. Înainte de asta, în schimb, aș vrea să mai spun că, deși această gală premiază un număr limitat de femei, pentru că nu putem să le premiem pe toate, e foarte important să amintim faptul că munca tuturor femeilor, evident, munca tuturor angajaților, dar cu atât mai mult a femeilor într-o lume a bărbaților, e apreciată și eu mă uit de fiecare dată cu mare admirație la doamnele din caroserie, din presaj, pentru că știu că e o muncă grea și care necesită foarte multă concentrare și foarte multă forță uneori. Discursul directorului general, care s-a străduit să îl facă în limba română, spune totul. Hai să vedem acest material, care durează 4 minute și ceva. Haide să vedem. Bună ziua tuturor! Bună ziua în primul rând doamnelor și domnilor! Mă bucur să fiu cu doamna voastră la a treia gala a femeilor de succes, nu este simplu, Diana, din Renault România. Femeile joacă un rol important în viața noastră, și vă spun asta din postura unui barbat care are trei surori, trei fete și, bineînțeles, o soție. Da. Femeile joacă un rol important și în business. Foarte multe studii au demonstrat că echipele mixte sunt mai creative, mai eficiente, mai echilibrate. În Renault România, 32% din angajați sunt femei, față de o medie de 18% în industria auto la nivel mondial.
în ultimii ani, numărul femeilor în poziții cheie a crescut de la 13 în 2011 la 32% astăzi. În comitetul de țară, în 2010 nu era nicio femeie. Astăzi sunt 3 din 19 membri, adică 16%. Dana este un exemplu bun. Am evaluat, dar sunt zone unde mai avem încă de lucru. Avem puține femei șef de UL în fabricație, doar 10%. Cornel și Filip, vă rog. Puține femei șef de atelier la uzina vehicule, Cornel, doar 8%. Puține femei șef de serviciu în inginerie, este pentru Pascal Cando, da, este reprezentat cu domnul Pascal Mallet. Șef de serviciu în inginerie este 60%. 16%, 16%, da. Am văzut ce pot face femeile în fabricație și sunt convins că dacă vom crește procentul de femei șef la toate nivelurile, vom vedea rezultatele în productivitate, dar și în ceea privește condițiile de muncă și dialog social. Îmi place foarte mult să lucrez cu Gabriela. Și sunt mândru să-i acord acest trofeu. Îmi place să lucrez cu ea pentru că este o femeie care își lansează mereu provocări noi e a lucrat mai înainte la ingineria și apoi la direcția comparării. Îmi place să lucrez cu Gabriela pentru că da. Știu. Pentru că toate obiectivele din departamentul SAU sunt realizate. Cu participarea echipei sale. Corect. Mulțumesc. Îmi place să lucrez cu Gabriela pentru că este o persoană autentică, transparentă și sinceră. Da? Corect. Da, este foarte simplu pentru mine, foarte simplu. Îmi place să lucrez cu Gabriela pentru că este o persoană motivată, exigentă și pasionată, dar și un pic directă și puțin agresivă cu șefii. Da, am văzut niște imagini de la evenimentul proaspăt desfășurat aici în Pitești, la Ramada, mă rog, într-o locație aleasă, adică ați respectat doamnele. Încercăm să facem evenimentul cât de festiv se poate, să ieșim un pic din atmosfera de lucru, tocmai pentru a-i da un anumit festivism și pentru ca și doamnele să simtă că este o zi a lor. Îmi pare rău, nu am avut nici spațiu și nu ne-am propus în această întâlnire să
nominalizăm, să facem precizări vis-a-vis de toate primile. Deci am luat doar atmosfera, ideea că directorul general ține foarte mult la femei și acel dialog foarte interesant între un director, n-a fost titrat foarte clar, și o subalternă, șefă de secție sau ce era? Da, era vorba de directorul uzinei Mecanica și Șasiuri, domnul Filip Notez, și Gabriela Botlun, care este colega noastră, șefă de departament al departamentului Șasiuri. Șefă de departament, extrem de energică și care n-are rezerve să se revolte, între ghilimele, cum simpatic explica directorul. Da. Cred că ceea ce ați văzut e de fapt o ilustrare a unui foarte bun dialog între doi manageri de top de la noi, care înțeleg, care se respectă reciproc, care înțeleg că fiecare trebuie să aibă punctul lui de vedere, chiar dacă ești șef, poți să accepți punctul de vedere al unui subordonat, mai ales dacă acesta este argumentat, iar Gabriela, din câte știu eu, este o persoană foarte determinată și care știe să-și spună punctul de vedere și care, de altfel, conduce unul dintre departamentele grele din cadrul uzinei Dacia, chiar un departament foarte masculin, pentru că departamentul de șasiuri, să zicem că nu e cel mai visat de femei departament. Da, și am mai remarcat acolo printre primiante, uite că o doamnă ingineră, nu cred că îi rețin numele, care a mers în Maroc, tot pe tehnologie, producție, tot da, în zona asta de grea. Da, este vorba de de Otilia Fantu, colega așa, noastră, Fantu, care în prezent este șef departament vopsitorie, o zonă, similar, să zicem, mai feminizată, un departament în care femeile... După nume sună feminizat, că altfel nu prea. Și în procentul de femei, să știți că la vopsitorie, nu știu exact care este procentul, cred că undeva peste 50% de femei, tocmai pentru că e o zonă care necesită foarte multă atenție și femeile au această atenție la detaliu. Otilia a fost timp de câțiva ani în Maroc, la Tanger, unde chiar a ajutat la demararea activității acolo și a fost șef departament sub ansamble. Deci, în partea a doua a întâlnirii noastre îi previn pe cei care trebuie să aibă răbdare să trece și peste pauza publicitară. Vom vorbi despre Maroc, vom avea niște imagini, fac o surpriză din Maroc și nu numai. Însă, probabil că înainte va trebui să reamintim cum s-a întâmplat să avem aici Dacia, marca grupului Renault, cum a luat ființă și cu ce succes a plecat Dacia pe drumul cel bun. Așa cum știți, încă de la începuturi, din 1968, când uzina a demarat, ea a demarat cu o licență Renault, cu licența Renault pentru Renault 8, care la noi s-a transformat în Dacia 1100, apoi a fost Renault 12, care s-a transformat în Dacia 1300, după care a fost o perioadă în care Dacia s-a dezvoltat, să zicem, de una singură, după care din 99 a reînceput povestea Daciei cu Renault. Primul pas a fost lansarea Logan, care s-a transformat în numai 15 ani, chiar dacă pentru unii poate părea mult, dar în istoria unui constructor auto, 15 ani nu înseamnă foarte mult. Și în 15 ani să treci de la o marcă locală aproape necunoscută la o marcă cu 8 modele și care este acum unul din constructorii auto care contează la nivel european și la nivel mondial, eu zic că este o mare, mare realizare. Da, și asta este realizarea colegilor noștri, în primul rând. E bun, și la nivel de bord, vorbim așa în termeni istorici, când cităm personajul de vârf, fostul președinte general lui Schweitzer este cel care a avut curajul, a decis în 99 să cumpere pachetul de acțiuni majoritar de la Dacia și apoi în 2004 să lanseze acest model. În partea a doua, cu o subliniere de-a lui în carne și oase, preluată după un interviu din Franța, vom începe. Acum lăsăm publicitatea să scăpăm de grija asta. Okay. Da, ne salutăm din nou în această ediție, la vama vremii. Dacia în prim plan,
am ca Orebiceanu director comunicare lângă mine pentru dumneavoastră. Spuneam că e bine să facem un pic de retrospectivă Dacia. Ați început cu 1968, când v-am provocat. Foarte frumos, nu mă așteptam. De obicei, corporatiștii de astăzi dau startul Daciei numai din 99 și așa. E imposibil tot ce e Dacia astăzi. E Dacia de la începuturi, e munca oamenilor de la începuturi. Chiar avem colegi care sunt aproape de la început. Și chiar dacă între timp lumea auto a evoluat, nu trebuie să uităm că baza unei oricărei companii sunt oamenii. Și oamenii contează, ceea ce au dezvoltat ei de-a lungul timpului contează, ceea ce au învățat ei de-a lungul timpului contează. Și asta e ceea ce este Dacia astăzi, este în mare parte datorită oamenilor. Da. Bun, deci ne-am adus aminte că fostul președinte lui Schweitzer a fost cel care a decis să cumpere Dacia. După lungi peripeții, tatonări, mă rog, negocieri, ce a fost, ce n-a mai fost, mai puțin contează. Hai să-l vedem într-un material foarte scurt, cum amintește de Dacia, în contextul în care Dacia, o să vedeți, și Nissan sunt nominalizate ca grații care, cărora Renault datorează la un moment dat realizări, succes. Hai să vedem. Pour Renault, on se débrouille, si je puis dire, grâce à Dacia, qui croit sur un secteur économique, le low cost, et sur les exportations dans les pays du tiers-monde, et grâce au contrôle par Renault de Nissan, qui est présent sur le marché américain, qui est très prospère. Scurt și la obiect. Mă rog, dacă aveți un comentariu că a fost traducerea făcută de noi pe fugă și credeți că am deteriorat nuanța, dar nu cred că... Vis-a-vis de traducere, nu. Vis-a-vis de ceea ce a exprimat acolo, e puțin scos din context, pentru că e adevărat că astăzi Dacia înseamnă și gama, de fapt gama entry, înseamnă foarte mult pentru grupul Renault. Aproape în jur de 40% din vânzările grupului la nivel mondial sunt făcute de gama pe care noi o numim M0 sau entry, adică gama Logan, Sandero, Duster. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că Dacia n-ar fi unde este astăzi fără toate investițiile pe care Renault le-a făcut aici, adică în jur de 2,3 miliarde de euro au fost investite în România, din care cam 1,9 miliarde de euro în platforma Dacia, asta însemnând în modernizarea platformei, în condiții de muncă, în noile produse și așa mai departe. Pe de altă parte, de asemenea, nu trebuie să uităm că la momentul creării alianței Renault-Nissan, Renault era mai sus decât Nissan. Lucrurile se mai schimbă și astăzi Nissan are o pondere mai mare, să zicem, în alianță, dar la vremea respectivă Renault avea o pondere mai mare în alianță. Deci lucrurile se echilibrează în timp. Da, prin această secvență, într-adevăr, ruptă dintr-un context, dar fără a deteriora, fără o tendință anume, am vrut să subliniez doar faptul că au motive cei de la Dacia să spună, domnule, da, într-adevăr, am contribuit, ne facem treaba. Adică, iată, e ca o motivație, dacă vreți, pentru Dacia, în sensul ăsta am scos. Și încă o precizare pe care mi-o permit, într-adevăr, bineînțeles că fără Renault, Dacia, avem exemple în România și multe alte țări, așa numitele emergente, în care s-au prăbușit fabrici întregi și nu mai există, numai la noi, în județ, Aro, e o amintire foarte tristă, se putea întâmpla foarte bine și cu Dacia, același lucru, și iată că Renault a intervenit și nu s-a întâmplat acest lucru, dar a existat Dacia. Și atunci contează și Dacia în această ecuație, să punem, adică lucrurile corect. Evident că Dacia contează și... A contat că a existat. Eu fac des traseu București-Mioveni, pentru că sunt la uzină 2-3 zile pe săptămână și văd cu... și sunt mândră când văd tirurile care pleacă
înspre dealer din România sau înspre dealer din alte țări încărcate cu mașini Dacia. Și că am nominalizat pe domnul Schweitzer ca autor, constructor practic al acestui brand Dacia, marca Dacia, să dăm cezarului ce al cezarului, să amintim că fostul director general de dinainte de prezența Renault și ulterior, Constantin Stroie, a avut un rol meritoriu. Evident. Și bineînțeles la braț imediat cu Cristian Estef. Sunt două personaje, le zic eu, de poveste, manageri de poveste, pe care nu trebuie să uităm niciodată. Evident că nu trebuie să uităm și nu trebuie să diminuăm rolul niciunuia dintre directorii generali care au contribuit într-un fel sau altul la ceea ce este Dacia astăzi, la fel cum nu trebuie să diminuăm rolul celorlalți oameni, tuturor echipelor care au muncit din greu pentru ca totul să se întâmple în direcția bună. Da, uite, mi-ați adus aminte, François Fourmont, care a urmat și a avut o perioadă fabuloasă, din punct de vedere export, mai ales, el este cel care, pe vremea lui, mergea Germania, exportul în Germania foarte bine și nu numai, i-a rămas numele, i-a dat numele, am văzut o alee, un punct, în uzina Dacia, este numit lui ăsta, François Fourmont. Da. Românilor ar fi fost jenă să facă treaba asta pentru un director de al lor, să știți. Nu cred, cred că ține pur și simplu de aprecierea unei personalități. Exact, deci în sens pozitiv am făcut această remarcă vis-a-vis de mentalitatea patronatului francez și sigur cu puțin reproș la cei care încă mai sunt complexați dintre noi de aici, de acasă. Eu cred că nu e cazul să mai fim complexați, mai ales că acum la nivelul comitetului sau de conducere al Renault în România mai mult de două treimi sunt români, ceea ce nu era cazul acum câțiva ani. Când m-am alăturat eu comitetului de țară, eram cam o treime români, două treimi francezi, astăzi proporția e inversă și aș putea doar să vă dau exemplu uzinei vehicule care este condusă de un român, de Cornel Olendraru, la fel direcția logistică, un segment foarte important în activitatea noastră care este condusă de Ștefan Gaibu, iarăși român. Sunt zone importante. Să știți că eu sunt unul care, dacă vreți, nici n-aș mai recomanda. Bine, n-aveți încotro, va trebui să mai faceți încă referii, dar, repet, eu zic că ce mai vorbim de român sau francez? Sunt salariații Renault și cu asta basta. De unde atâta francezi, români, marocani și așa mai departe? Da, bine, asta și în sunt contextul... salariați Dacia. Exact. Noi nu facem diferență între noi, mai ales că avem foarte multe naționalități. Nu avem numai români și francezi, avem și turci, avem și libanezi, avem și iranieni, avem și ruși. Avem un mix foarte interesant de personalități și de culturi. Și cred că asta face lucru foarte interesant și stimulant. Că tocmai am pomenit de Maroc. Haideți să vedem un pic, am extras iară, dintr-un context, niște precizări extrem de, mi se pare interesante, ale actualului președinte general Renault, Carlos Ghosn. Un tip, hai să amintim pentru cine, așa, să precizăm, un tip cu trei cetățenii. Libanez, parcă brazilian, da, și francez, care conduce și Nissan, de fapt acolo s-a afirmat, deci o somitate mondială. Deci iată cu cine stăm de vorbă, președintele Renault, despre cine ascultăm. Și care a intervievat în 2014, explică ce și cum vis-a-vis de delocalizări și cum s-a întâmplat să delocalizeze, precizează, încearcă să precizeze acest lucru, producția low cost Dacia spre Maroc. Adică am părțit și acolo din această pâine. Hai să vedem acest material cu Carlos Ghosn. Vous souscrivez à ce constat, est-ce qu'effectivement il est plus difficile d'entreprendre ou de développer l'entreprise en France aujourd'hui? D'être audacieux en France. Je pense pas qu'il soit plus difficile de développer l'entreprise en France. Je pense qu'il faut avoir le cuir tanné. Il faut savoir résister.
Bon, parce que de temps en temps, vous avez des incompréhensions. On est souvent aussi co-responsable de ces mauvaises interprétations. Je vous donne un exemple. Le développement à l'international peut parfois être vu en disant « Ah, vous êtes en train de délocaliser ». Bon, voilà, par exemple, encore un angle qui est réel. Nous avons eu le cas, dans le cadre de l'installation de notre usine au Maroc. Investissement énorme, plus d'un milliard d'euros, facilité par le gouvernement marocain, conditions exceptionnelles, etc. Bon. Et effectivement, tout de suite, le soupçon, c'est « Ah, ben, vous délocalisez ». On a beau comprendre... C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Bon, il y a 4 ans. Alors, nous avons eu beau dire... Attendez, la décision de Renault, c'est « J'ai besoin d'un peu plus de voitures low cost ». Où se font les voitures low cost? C'est en Roumanie. Donc, j'ai deux choix. Ou j'augmente les capacités en Roumanie, auquel cas personne n'aurait entendu parler de la décision, puisque l'usine existait déjà. Ou bien, je ne mets pas mes yeux dans le même panier et je vais développer le low cost dans un autre pays. Et en plus, un pays qui est quand même un peu la zone d'influence française. Hein. Vous allez au Maroc, c'est plutôt des entreprises françaises qui sont au Maroc. Bon. Donc, on a eu beau répéter, dire que c'est un investissement passé en conseil d'administration, analyse, etc., etc. On a eu beau dire que, oui, c'est de la délocalisation, mais c'est de la délocalisation à partir de la Roumanie. C'était ça, le plus. C'est-à-dire que au lieu d'augmenter la capacité en Roumanie, on est en train de développer au Maroc. Vous avez lu la presse, vous avez vu ce qui s'est passé. On a eu un bombardement, mais absolument inouï, sur « Oh non, mais vous délocalisez ». Bon. Et effectivement, quand j'ai inauguré l'usine du Maroc il y a 4 ans, investissement extraordinaire. Alors, il y avait le roi du Maroc, le Premier ministre. Ouvrir cette usine en France aurait été impossible. Impossible. Mais ce n'était même pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, est-ce qu'on développe des capacités en Roumanie, on augmente la Roumanie ou on va autre part? C'est ça le sujet. Et on l'a répété plusieurs fois. Da. Bine, domnul președinte Ghosn vroia să demonstreze că francezilor, care sunt nemulțumiți că nu se mai dezvoltă în Franța Renault, că nu e vorba de o delocalizare Franța-Maroc, ci din România a mai pus ouă și în Alcoș, în Maroc. Exact. Așa este, de am înțeles perfect? Să zicem că termenul de delocalizare e puțin forțat, pentru că e de fapt o creștere de capacitate. Renault are nevoie, această gamă, așa cum v-am spus, pe care noi o numim entry, nu mai numim low cost, pentru că deja gama aceasta a ajuns la niște... la un nivel la care nu mai poate fi numită neapărat low cost, ci noi o numim mai degrabă smart buy, adică alegere inteligentă. Această gamă s-a dezvoltat și era nevoie de capacități de producție suplimentare. Această gamă e produsă în 13 uzine din lume, deci nu numai în România și în Maroc. Este produsă sub marca Dacia în România și în Maroc. Era nevoie de capacități suplimentare pentru marca Dacia, pentru că Europa e o piață importantă și atunci, pentru că uzina din România este la capacitate maximă, s-a ales să se creeze o capacitate de producție complementară, care astăzi produce complementar cu noi. E adevărat, ei încă nu sunt la capacitate maximă. Nu, dar că tot ați pomenit 13 locuri, mă rog, nominalizați câteva foarte importante. Eu le știu, dar aș vrea să le aflu de la dumneavoastră, în ordinea importanței. Unde se mai fabrică Dacia? Evident, totul a început din România. Da. Sub marca Dacia se fabrică și în Maroc, în cele două uzine, în uzina de la Tanger și în uzina de la Casablanca, care are o capacitate mai mică decât cea de la Tanger și decât cea de la Mioveni. Dar sunt fabrici extrem de importante care pentru gama aceasta entry în Rusia, în India, în Brazilia, în Columbia, care sunt piețe extrem de importante pentru Renault, sunt piețe mari, mai ales Rusia, Brazilia. În India, știu, o capacitate importantă. În India, exact. Și sunt uzine importante care produc această gamă și în funcție de piață este vândută, gama este vândută sub marca Dacia sau sub marca Renault. Și apropo de Renault, în Rusia mai ales,
se vinde sub Renault, însă acolo la Toliati, undeva la 1100 de km, să explicăm. Acolo se vinde chiar sub Lada. Lada. Și da, acolo e dezvoltată o capacitate, în ce mă privește eu ca român, înfricoșător de mare de producție, care poate absorbi foarte multă capacitate de fabricare de automobile din lume și în special Renault, pentru că domnul Putin, l-am observat, apropo de ce zicea Gon, că regele Marocului a fost prezent, primul ministru, așa, regele Putin a fost prezent întotdeauna la tăierea de panglică, personal, la orice pas făcut de Renault. E adevărat că uzina de la Togliatti are o capacitate foarte mare de producție, aproape de 3 ori cât uzina de la Mioveni, pe de altă parte și peste piața. Peste 1 milion, dacă nu fi cel mai mare sit din lume. Dar pe de altă parte și piața rusească este o piață extrem de mare, în jur de 3 milioane de mașini, deci pe an. Deci, dar nu le-a stricat, nu o să le strice nici exportul la un moment dat. Nu se știe niciodată. Pe de altă parte, trebuie să știți că toate aceste situri care produc, toate aceste fabrici care produc această gamă entry sunt alimentate într-o proporție mai mare sau mai mică cu piese din România. De la Mioveni. Sau din orizontala din România. Exact. Prin centrul nostru de logistică, Elenul, care mai nou se numește ILN, deci da. Alliance Logistic, International Logistic Network, centru de logistică, care este de altfel cel mai mare centru de logistică al Renault, se distribuie în toată lumea piese, fie fabricate de noi, fie fabricate de furnizori din țară și din regiune, către toate aceste fabrici. Da, Dacia, iată, continuă să conteze. Hai să vedem un scurt reportaj din Maroc, că tot discutăm noi și mai ales la Dacia, știți, Marocul e așa, e sperietoarea, între ghilimele, primul spus. Ce se întâmplă în Maroc, de fapt? Să vedem reportajul de acolo. Da. Pour séduire le constructeur français, l'État marocain n'a pas hésité à débourser 8 millions d'euros pour financer ce centre de formation au pied de l'usine. Il faut travailler plus vite possible. Derrière les chaînes, les opérateurs sont payés 250 euros net par mois. C'est deux fois moins qu'en Roumanie. Un sujet sensible, mais la direction souligne les avantages qu'elle offre aux salariés. C'est le salaire net, c'est 250 euros donc mensuels pour un opérateur et c'est 25% de plus que le SMIG au niveau du Maroc. Mais il faut faire très attention, c'est qu'il y a beaucoup d'autres avantages, hein, en particulier le transport, les allées et venues entre eux et l'usine leur sont offerts par l'entreprise, le repas de midi leur est offert par l'entreprise et puis après ils ont tout ce qui est sécurité sociale, retraite aussi. Enfin, donc c'est quelque chose qui sont des vrais avantages que Renault leur offre et qui ne sont pas le cas dans toutes les sociétés marocaines. 5 minutes de gymnastique et 5 pauses prières par jour. Tout est organisé ici pour permettre 44 heures de travail hebdomadaire. Oui, je travaille 44 heures. C'est 6 jours par semaine. Moi, je préfère travailler comme ça, 8 heures par jour, avec une demi-heure de pause pour manger, plutôt que 10 heures dans mon ancien travail. 3 modèles low cost sont produits ici, sous la marque Dacia, dont le Sandero, qui remporte un grand succès sur le marché français. Des modèles au prix d'appel inférieur à 10 000 euros. Pour Renault, produire à ce prix est impossible en France. Avec cette usine située en zone franche, la fiscalité aussi est avantageuse. Da. Eu am reținut ca punct foarte reportajul ăsta și de ce l-am dat, nici despre salarii, nu m-a deranjat, nici că e locul unde, ci iată ce importanță a acordat guvernul, statul marocan, pregătirii profesionale, investind 8 milioane, parcă era vorba de euro, numai pentru școală. Pentru acest institut de pregătire, de formare profesională. Da, aici trebuie să ținem cont și de faptul că acolo era o țară care nu avea, Marocul este o țară care nu are o tradiție în industria auto, așa cum este cazul României. Noi am beneficiat, să zicem, de faptul că în România există, au existat
mai multe companii auto de-a lungul timpului. Mai există încă o bază importantă, există, s-a dezvoltat o bază importantă de furnizori. Avem școli bune de inginerie, deci situația e oarecum diferită. Pe de altă parte, și noi am lucrat încă de la început, din 99, foarte bine cu autoritățile, că e vorba de autoritățile locale sau centrale. Întotdeauna a fost un proiect comun, să zicem. Da? Așa de frumos vorbiți de autorități? Despre așa se face, așa trebuie. Nu că așa se face, și oricum o companie de talia Dacia și nu numai are nevoie, evident, întotdeauna de o colaborare bună cu autoritățile, cu primăria locală, cu Consiliul Județean, cu diversele ministere. Ați văzut ce se spunea în reportajul ăla? Pentru a se duce. Chiar așa spunea, pentru a se duce pe francezi, iată ce a făcut Marocul. Cu rece, cu tot, plus o grămadă de avantaje, fiscalități, zonă liberă, nu mai vorbesc din punct de vedere logistic, acolo face mașina în port, o suie pe vapor și pleacă unde trebuie. Evident că chiar am fost la inaugurarea uzinei din Maroc și am văzut cum se desfășoară lucrurile acolo. Marocul este o altă lume și un alt sistem politic. Dar e adevărat că și situarea uzinei avantajează foarte mult partea de logistică, pentru că uzina este situată foarte, foarte aproape de port. Revenim la Dacia, care are și ea avantajele ei multiple, să nu speriem pe cineva. Nu trebuie să speriem, nu? Pentru că Dacia e... Dacia de la Mioveni. Aici iară reușim, asta e, vrem, nu vrem. Dacia, oameni buni, Dacia este o marcă Renault și Mioveniu este un sit istoric unde a funcționat prima dată Dacia și funcționează mult și bine în continuare. Cred că ar trebui să ne mândrim de fapt cu faptul că Dacia este astăzi un constructor internațional. Da, dar nu înseamnă numai Mioveni. Bun, revenim la observația asta. Totuși, avem tradiție, am avut forță de muncă calificată, bine, ingineri, încă mai avem școala de ingineri și totuși, iar spun, școle profesionale ne-au lipsit în ultima vreme, salariații îmbătrânesc, nu se simte așa o presiune vis-a-vis de forță de muncă calificată pentru viitor? E adevărat că media de vârstă pe platformă, de exemplu, este una destul de ridicată. Este undeva la 44-45 de ani, ceea ce e semnificativ. Asta are și puncte bune, are și puncte rele. Puncte bune, faptul că oamenii au experiență și atunci ei își pot aduce valoare adăugată la producție. Evident, sunt zone unde e nevoie de forță de muncă mai tânără, pentru că este o muncă destul de grea uneori. Tocmai de aceea am inițiat un parteneriat cu Liceul din Mioveni, unde facem, să zicem, o revigorare a școlii profesionale. Două clase, în jur de 40 de elevi, care fac un sistem de învățământ destul de apropiat de ce însemna înainte o școală profesională, respectiv îmbină partea teoretică, da, învățată în școală, cu partea practică de stagiu. Sper să continue acțiunea asta cât mai... Noi ne dorim să continue, da, pentru că avem nevoie de tineri. Hai să gestionez ultimele minute, mă anunță regia doar de două, probabil că vor fi cinci totuși, până la final. Și să vă rog să ne spuneți foarte pe fugă, dar apăsat, cum e cu salariile astea? Că ăștia spuneau acolo că în România se câștigă de două ori mai mult și e adevărat? Stăm atât de bine? Da, e adevărat că salariul mediu din România este mult mai mare decât cel din Maroc. Asta e problema. Da. Salariul mediu la nivel de operatori, deci de muncitori, anul trecut a fost în jur de 3600 de lei brut. Deci ceea ce înseamnă... Da, mă ziceam că asta e, deși raportat la salariul mediu la nivel național, E aproape de două ori salariul mediu al operatorilor, e aproape de două ori cât salariul mediu. Față de salariul minim? Față de salariul minim, cam de patru ori, aproape. Și la marocan săraci e doar cu 25%.
Acum, e adevărat că de fiecare dată trebuie raportat, nu trebuie luat salariul în absolut, ci trebuie raportat la nivelul țării și la nivelul, la puterea de cumpărare la nivelul țării. Aud frecvent comentarii când se vorbește despre Dacia, bine, unii și neavizații să grăbesc, să spună, domne, să pune presiune pe costul produsului cu salarii și la un moment dat o să se supere Renault. E adevărat, au fost și remarci din partea Renault-ului, chiar domnul Nicola Mor, parcă anul trecut spunea ceva, cât de important este acest salariu, ce ponderare în cost și dacă chiar e o presiune care, mă rog, ne alarmează. Evident că e un cost deloc neglijabil, mai ales prin prisma faptului că uzina de la Mioveni este în mare parte o uzină manuală față de alte uzine care sunt mai mult robotizate. Și evident costul și dinamica de creștere este foarte importantă, pentru că trebuie să fim cumva în pas și cu ceea ce se întâmplă la nivelul economiei pe dinamica creșterii de salarii. Pentru că la un moment dat, dacă creștem prea mult și prea repede, s-ar putea să devenim mai puțin competitivi decât alții. Pe de altă parte, lucrurile trebuie gestionate întotdeauna prin dialog. Trebuie să fim conștienți că viitorul nostru al tuturor depinde de noi. Bun, în primul rând. Vă rog, sar peste ultima secvență pe care o aveam pregătită. La urma urmei, cred că s-a nimerit bine, că poate că încheiam într-o notă, riscam de într-o notă nu foarte optimistă pentru unii vis-a-vis de prejudecăți, nici nu mai spun despre ce e vorba. Dar ca să-i țin în priză, încă înainte de ultima frază, prin care să ne dați motive de optimism. Păi, deși din partea Dacia, toată lumea așteaptă, băi, pleacă, nu pleacă, cum facem autostrada, nu se face autostrada, ultima frază. Cred că un motiv de optimism este în primul rând gama Dacia, care e o gamă tânără, în pas cu vremurile și care merge bine pe piețe. Sperăm să meargă la fel de bine și pe piața românească. Și e important ca atunci când vedem aceste mașini pe toate piețele europene să ne simțim mândri că ele sunt făcute aici. Da. Nu v-am întrebat, nu mai avem timp, cu cât participă Dacia la bugetul local, de exemplu, din Mioveni? În jur de 15-16 milioane de lei pe an. Și la bugetul statului, probabil că există o sumă importantă. 500-600 de milioane de taxe și impozite. Toate taxele incluse. Avem nevoie de Dacia. Vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Și poate ne mai vedem peste 5-6 ani iar. În mod sigur ne vom mai vedea, dacă nu în direct, în mod sigur la evenimentele organizate. Vă mulțumesc. Să rămână o zi bună, în continuare oameni buni. Dacia e încă pe drumul bun și Mioveni. Numai bine.